Și acum cu partea 3. Partea 3 v-am spus că mi-a venit încă o idee și nu mai știu dacă unde am văzut-o, dacă am văzut-o așa, dar eu o să o probez. Avem aici, mami, ce faci? Apă, da? Sare și ouă. Ou de găină. Acum, vreau să vin așa cu o întrebare pentru fetița mea. La lemn. Mami, știi, ai văzut la bazin când mergi? Da. Ai văzut că apa te ține la suprafață? Da. Știi de ce te ține apa la suprafață? Nu. Pentru că apa de la bazin, mami, este sărată. Și cea de la mare, da. Iar dacă te duci, nu știu, spre exemplu... În auto. Într-un lac, da? Într-un lac, acolo, nu este apa sărată, mami, și... Ai putea, Doamne ferește, să te duci la fundul ei. Și de aceea, mami, uite, hai să-ți arate, mami, cu apă sărată. Da? Apă sărată. Hai și apă nesărată. Să vezi diferența la ouă între apă sărată și apă nesărată, da? Uh-huh. Să vezi apa sărată. Ce face la ou, da? Uh-huh. Și apa nesărată ce face la ou, uh-huh. Da? Pentru că, după cum ți-am zis, apa care are sare ține corpurile noastre la suprafață sau orice lucru la suprafață. Sau capul. Și capul, da, totul, da, și totul. Și picioarele. Și picioarele, da, mami, totul ține la suprafață. Dacă e bazinul puțin mai sus, pot să ducem. Da, dar doar dacă e apa sărată. Dacă apa nu este sărată, te poate trage la fund. Dar să știi că sunt și bazine care nu au sare. Da. Da, sunt și bazine care nu au sare, sunt doar cu apă normală și acelea, sigur, te poate trage la fund. Da. Da? Ei bine, acum, cum am spus, apa asta are sare și asta nu are sare. Și acum zice că vine la led, da? Vine la led la bazin, stai așa. Vine la led la bazin și vrea la led să sară aici în apă. Ce face la led dacă sare în apă? Că nu este cu sare. Ce se întâmplă? Nu o să plutească. Nu o să plutească? Mm. Ia bagă-l tu. Ușor, să nu-l trântești, da? Că se sparge. Nu o să plutească? Păi nu plutește. Ce facem? S-a dus la fundul vasului, vezi? Plutește, Lale, plutește. Plutește, dar n-are unde să plutească. Nu e. Păi și acum dacă se duce Lale la bazinul cu apă sărată, ce se întâmplă? Da? O să plutească. O să plutească? Păi și ce face Lale? Hop! Uite, sare în apă. Hop! Uite, vezi cum sare în apă? O ține la suprafață, dar nu sare. Ăla s-a dus la fund. Ăsta, uite, vezi aici? Ia uite și aici, nu. Vezi că le trântești și după aia le spargi. Și trebuie după aia să le mâncăm. Vezi? A, uite ăsta cum stă aici la suprafață. Vezi? Cum îl vezi? Ăsta nu, mami. Este la... Asta e mami și asta e Lale. La e Lale care plutește și mami s-a dus să se... Doamne ferește! Știi ce? E chestia, mami, că trebuie să înveți din lucrul ăsta că sarea te va ține la suprafață și poate să ține orice corp străin la suprafață. Corp da. Străin, știi Gingene? Ce înseamnă? Hot? Măi, nu spune așa ceva. Bine.